asta, fiind în zonă de graniță, după cedarea Ardealului de Nord și terenul din apropierea graniței fiind foarte accidentat, stâncos și prăpăstios, era foarte propice pentru trecerea graniței. Părinții au fost stresați de maghiari, de unguri. Au fost siliți să dispară, să o trecut în România. În 38 au făcut tranșeile și acolo stăteam tranșeile, era voie să tragă un foc de armă. Ca să nu spună apusul că românii au început războiul, că așteptau să iei Ardealul cu asalt. Eu am introdus aici în limba maghiară. Un grup de soldați i-au arestat, i-au luat și i-au dus la marginea satului. I-au interogat că de ce au steagul românesc, că de ce-s români. În 1918, la Unirea cea Mare, au fost invitați și Chereji Ioan. Întorcându-se acasă, au adus steagul românesc, aici fiind încă Ungaria zisă. Așa. Steagul unguresc l-a dat la primărie. La primărie primar era Farcaș Ioan. Atunci, când s-au retras trupele maghiare, în 1919, prin luna aprilie, ori venit în sat și o femeie din sat, o chema Oana, așa îi zicea, i-o trădat că au steagul românesc. Atunci un grup de soldați, să le zic, i-o arestat, i-o luat și i-o dus la marginea satului, i-o interogat. Că de ce au steagul românesc, că de ce-s români. Cine era Farcaș Ioan? Farcaș Ioan era primarul satului. Iar Chereji era fruntașul satului. Chereji Ioan era, cum ar fi deputață de acum. Deci el a fost împuternicit să meargă la Unire. El a dus steagul românesc în sat. Condrovici Ioan a fost ofițer în armata Austro-Ungariei, era capitan de husari și comandant de pluton, într-un escadron mare, cum sau cum se numea atunci cavaleria. Și știa trei limbi, deci știa româna, că era român, știa maghiara și austriaca. După 1918, a venit Belacun, la Piatra Craiului a fost încartieruit și a venit chiar din plutonul lui un soldat pe care îl cunoștea și a confiscat vaci. L-a somat pe soldat pe limba maghiară și pe numele lui. Să lase vaca că femeia e văduvă și are trei copii. Și nu, și l-a înjurat de mamă. Și a zis că îl pușcă și l-a arestat. Zis, na, și nu l-a pușcat ăsta. Și o dat înapoi vacile, ce-o confiscă, le-o dat înapoi. 16-17 aprilie 1919, dată ce coincide cu trecerea liniei de demarcație Sighet, Ciucea Zam, linie de demarcație fixate de Antantă, când armata română, armata regatului român, coboară spre zonele românești din Ungaria, cum se numeau ele din perspectiva administrativă a momentului respectiv, a vremii respective, și ocupă Bihorul. Au fost folosiți secuii, e vorba de regimentele secuiești, organizate de colonelul Kratochvil de la Oradea, în ideea opririi firescului gest al armatei române de a introduce în cadrul frontierelor românești a teritoriilor locuite majoritar de români. Așa încât în data de 20-21 în dată ce corespunde cu Paștele Ortodox la vremea respectivă, anul 1919, întregul Bihor, Sătmaru, Sălajul și Maramureșul sunt eliberate de armata română. Ei, în contextul acesta se produc o serie de atrocități, cum e cazul de față în satul Barbă. Până aici au fost adus bunicul Farcaș Ioan și cu Chereji Ioan. Aici au fost chinuiți,
li s-o smulț, aveau amândoi mustăți, li s-o smulț mustățele, unghiile, pe urmă i-o dus în partea aia unde se vede tufărișul ăsta, le-o scos ochii și au fost împușcați. La 30 august 1940, în Palatul Belvedere din Viena, a fost semnat un act internațional de tristă amintire pentru statul român, prin care acesta ceda Ungariei Hortiste partea de nord-vest a Transilvaniei. Era un dictat arbitrat, așa cum se preciza în epocă, de Germania hitleristă și Italia fascistă, dând satisfacție politicii revizioniste a Ungariei. Pentru românii care viețuiau în teritoriul ocupat de trupele maghiare, începea o perioadă dramatică și plină de încercări. Suntem în Cătunul Corn al satului Cărmăzan, actual aparținător de comuna Șuncuiuș. În vremea ocupației hortiste, granița se situa pe această pășune și undeva din zona Cornet, comuna Călățea, din comuna Știrău, localitatea Călățea și până la zona Damiș-Remeți. Toate casele care au fost dincolo de graniță au avut consiliu interimar, s-au făcut forțat consiliu la localitatea 10 Hotare. Erau dirijați de la punctele de trecere toți refugiații. Aici, după zona stâncoasă și prăpăstioasă, aici e o zonă cu multă pădure, mărăcini și ferici de înălțime mare. Trecea foarte ușor. Puteau sta ascuns în boșche sau în pădure sau între stânci și pe urmă trecea. Nu numai unul, doi, au fost la aici foarte mult din părțile astea noștri, refugiați. Argelenii care au fost în tranșee, că numai români au fost, care când au trecut prin sate, aici au vrut să rămână, să rămâi acasă. Și nu era lăsat României. Numai așa că s-au furișat și așa au rămas. Au vrut să se ducă pe toți în România. No, și a fost aici unul Petrulea, pe lui Băjucorică, el nu a vrut să se cedeze, să treacă în România și a plumbatul României. Au fost două grupuri înarmate de români care treceau granița și erau mulți și între care o salva mulți evrei. Mai ales acel Condrovici, care a fost partizan de lor, pușcat în 1957, în dealul Corbului de la Cete. Acolo a fost pușcat, a fost luptător anticomunist. Nu știu cum a fost, că a venit ceva tren mic de aici, de la, era un tren mic care mergea pe aici și a venit de la... Alești. Nu, de la Tileag era și trecea aici. Și a venit, noi am mers acolo, vin ceva evrei și au fost ceva ofițeri de... Ăsta cu ei, care român, zicea că ei. Și ăia i-au dus până aici trenul mic, unde e cimitirul, și acolo în curbă, n-au zice, unde vă duce Dumnezeu. Și au plecat, s-au dus pe pădure, ei. Oameni din sat de aici au plecat în refugiu, au trebuit să plece. De aici, de la noi, nou. Care era situația în sat? Cum s-au purtat autoritățile maghiare față de români aici? Aici n-am avut probleme de alea. Aici nu era... Nu era Oamenii erau mai înfricoșați oarecum, nu? Totdeauna. Și eu cum sunt acum, nu știu de ce. Am așa emoții, nu? Că așa e omul. Acum era o frică așa. Mă, oare ce o să ne facă ăștia? Atunci eram tânăr, însă aia a fost o trecere pe aici. Au fost încă musafiri aici la noi, o perioadă așa mai scurtă. Ați rămas în sat? Da, 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 da. Am mai avut noi frontiera asta aici lângă noi, la vreo câțiva kilometri. Aveam pământ și acolo dincolo și mai deceam peste frontiera dincolo și dincolo. Deci aveați pământ peste frontieră, da, cum ar veni. Asta înseamnă că vă refugiați când plecați în partea cealaltă. Treceam pe la un post de grăniceari și apoi ne băgam tot, scria într-o codnică acolo.
când intram și când vineam înapoi. Au fost întâmplări de astea mai neplăcute? Au fost aici, crime? Nu s-au întâmplat aici. În alte părți, acolo pe Salar. Era un grup înarmat la Șuncuiuș, condus de unul poreclis, Studențu. Studentul, îi zice, da, Studențu, așa se poreclea el. Și mai fost unul la Balnaca, tot înarmat. Că e o zonă prăpăstioasă, stâncoasă și se putea trece mai ușor. Patrulele ungurești treceau din oră în oră. Și dacă prăpastie, după ce au trecut, ei știau exact când se întoarce, că le-au cronometrat și știau. Că nu era mare scofală. Și s-au trecut foarte mulți oameni. Pe unde se trecea? Granița, pe aici, pe la 10 hotar, era un om, Belciu numit, numărit, domnule. Și ala știe tot cum cântece grânceri în sus, în jos, ce știu ce, veniți acei, că eu îi urmăresc. Când pleacă și se depărtează, eu vă trec și... Mă trec până de acolo vă descurcat. Un vișor la tăticule mai departat, la perea 2, la 3. Cum îl chema pe verișor? Condrovici Ioan. A fost refugiat mai din timp și s-a fost instalat într-o măsură cumva și s-a fost luat batole. Când au revenit ungurii în 40, Condrovici Ioan, au fugit cu batoza dincolo. Și au dat și de lucru la oameni acolo, în România. În ce sat? La 10 otare și spre Roșia Beiuș. Pentru că l-au pușcat pe l-au venit și i-au luat presa. Că dacă era și batoza, și batozeală. I-au luat-o și au zis că o dă la urmașii lui soldatul care l-a pușcat el. El, când trecea grupurile, el era înarmat, că în caz că îi surprindea cumva. Fiind și foarte instruit în probleme, nu era nicio frică și de-aia toate grupurile, dar erau și omeri și neorganizat. O trecut foarte multă lume, dar e păcat că s-o da foc la arhiva de la 10 otare. El avea și o trupă prin care treceau oameni. Și din toată Europa, care erau, unde erau ocupați de nemți, vineau oameni și în special evrei și aveau codul. Pierderile teritoriale din vara anului 1940 l-au determinat pe regele Carol al II-lea să abdice în favoarea fiului său Mihai. Generalul Ion Antonescu a preluat conducerea țării împreună cu legionarii și a orientat România în plan extern spre axa Roma-Berlin. Regimul Antonescu și cu guvernul Horeasima trec de partea axei. Intră în alianță cu Germania, cu Italia și cu Japonia, în speranța recuperării unor teritorii pierdute. Pe de altă parte, chiar din pricina aliaților cu care au intrat acum în tratative. În primăvara anului 1941, generalul la vremea aceea, Ion Antonescu, după semnarea acordului de intrare în tratatul militar, solicită celor două puteri care au girat și dictatul de la Viena, cel de-al doilea dictat, care ne-a dus nouă pierderea Ardealului de Nord-Vest, solicită celor două puteri, Italia și Germania, instituirea unei comisii mixte pentru cercetarea abuzurilor făcute de maghiari, de regimul Hortis pe teritoriul cedat. Să cheamă, ea e cunoscută după numele unor înalți demnitari, unul german și unul italian, Rogeri Altenburg, se cheamă comisia. Oamenii vin în primăvara anului 1941. Ei, până atunci... Vin în Transilvania. În Transilvania pentru a lua mărturii de la fața locului despre ce s-au întâmplat acei. Între timp, până să ajungă comisia, deja regimul Antonescu culege informații. E vorba de declarațiile date de refugiați și de cei deportați la posturile de jandarmi. La Oradea sunt în jur de 12.000
de declarații, de astfel de declarații, dar nu numai referitoare la Bihor, la toate județele din raza de acțiune a Oradei, Satu Mare, Sălaj, Cluj, chiar Maramureșul și Ucraina subcarpatică. Din păcate, Comisia n-a ținut cont de ele. Ei s-au deplasat la fața locului, oamenii care făceau parte din aceste comisii și-au cules informații, însă toate s-au desfășurat sub gestiunea administrației maghiare a momentului, motiv pentru care mulți dintre martori s-au ferit, s-au temut. Deveniserem aliați cu vrăjmașul, cu Ungaria. Era o situație extrem de ingrată. Foarte ingrată. Motiv pentru care n-a ajuns la nicio finalitate întreaga activitate a Comisiei Rogerii Altenburg. E bine că s-a făcut, că ne-au rămas mărturile scrise. În presa italiană sau în cea germană? Care este consemnat, dar sunt consemnate chiar anumite momente care nu au putut fi trecute cu vederea. E vorba de masacrul de la Ip, de la Trăznea. O serie de alte localități care astăzi le numim martire, în care efectiv pe de o parte trupele militare în termen și civilii maghiari s-au dedat la atrocități greu de deschis. Toți ungurii din Vadul Crișului, ei făceau de pază pe graniță, defilau pe aici și umblau după mâinile românilor. Și ăștia erau linia întâi. Deci în armata ungurească, ungurii cu Hitler îi băgau pe români carne de tun. Carne de tun îi băgau tot la linia întâi. Cum a luat Ardealul, o lua și din Cioslovacia. Cât, nu știu, dar era în teritoriul lor, de la Șorgatorion încolo era Loșunțul. Am primit ordine de chemare și acolo ne-am prezentat. Dar băgăți, că nu am știut, noi am mers, ardeleanii am mers până în Budapesta. Și în Budapesta am stat pe peronul gării, nu ne-am întrebat nici că ce vreți. De atât am așteptat să ne suni că Indolobonat, Loșunțfele, dar întâi la Șorgatorionul și apoi Loșunțul, până ne-a lămurit cineva că nu vă sună direct. Ăsta care i-a mai aproape o dată și apoi și la altă. Nu, și-am stat o zi și o noapte, toți ardeleanii acolo tăbăliți pe cuferi, pe lăzi, cum aveam atunci acolo. Și apoi ne-am dus la gară, acolo ne-a întâmpinat un soldat maghiar, un santenele, cum era atunci. Și apoi, bilegat adică. Și ne-a luat placele și biletele de ăsta. Și am văzut care unii aparținem, că era și Tuzezer Șeghi, adică armata de altelere, era acolo mărți, și la altelere acolo. Și apoi ne-au dus de acolo, când ne-am apropiat de casarmă, am intrat așa pe un, ca și cum am intrat pe un tunel, că era cu două etaje casarma, și la Santinela către celălalt, către delegat, Azmin, nu știu. Adică întreba pe români, vorbește România, păi nu știu, asta era, mă rog. Azmin, nu știu, păi că am gândit atunci, ei, bă, prima vorbă aia ne-a fost, să bătăm joc de noi. Nu, ne-am dus acolo, nu, păi era unul din palăsată mare, nu știu, anul 2 era cum era, era maghiar și ea și românești și nu vrea să ne talmăcească, lăsa să ne consumăm noi. Și tatăl meu a fost în lagăr. Dar el a fost avantajat, că știa limba maghiară. El a făcut două clase, știa să scrie și să citească. Și a fost un fel de administrator într-un lagăr de muncă forțată, dar erau numai piele și os românii, că nu îi înfometau și îi puneau la munci foarte grele. M-am dus la poligonul de tragere. La poligonul de tragere, după o perioadă, am crezut eu, așa, dar nu mi-a fost valabilă ideea mea. Că dacă noi trage și la meri pe cartușul pe acolo, numărul 10 pe front, că noi fim un trăgători. Am ținut arma liberă în mână și am dat acolo într-o zi de piată de numai foc cu cartușul. Și, no, unul care era lângă mine, că era unul lângă mine, un gradat, ne-a dat două pâli peste cap, o zonă, toți iștenii, Dumnezeu tău, dar unde ai pușcat? Asta a fost așa. No,
Bun. No, ne-a pus masca, la câmpul de instrucție, să fugim, să ne aruncăm de pământ, să ne, când vine avioanele, repede, ghip, și mă rog. M-am făcut că nu pot fugi. Nici așa nu a fost bine. Legat de momentul 1940, a dictaturii de la Viena, deportările s-ar încadra într-un context mai larg sau cu o gamă mai largă de descriere. Aici aș pomeni expulzați, refugiați și deportații, desigur. Cu toții români, de origine români, locuitori acestei zone, nordul Bihorului căzând în conul de umbră cedat de regatul României după dictatul la Viena și intrat în componența statului maghiar, sunt în jur de 32.000 de deportați, refugiați, expulzați, înregistrați la noua prefectură Beiuș, deoarece Oradea căzuse și ea în hotarele Ungariei, refăcute de Horthy. Români care ulterior au fost repartizați de administrația românească, fie în Timiș, fie în Sibiu, fie în Brașov și chiar Ploiești. Deci e o formă de deportare. Putem să o numim o formă de deportare. Când s-au întors acești români în satele lor? În martie 1945, după 6 martie, în momentul în care administrația pro-comunistă de la București, prin cuvântul premierului dr. Petru Groza, acceptă planul de sovietizare a României. Pentru că pe 9 martie 1945, Stalin să escalească acceptul de reintegrare a Transilvaniei în vechile hotare ale României. La plenara Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, desfășurată între 3-5 martie 1949, s-a hotărât trecerea la colectivizarea agriculturii după model sovietic. Miza pentru regimul comunist era reprezentată de eliminarea proprietății private, condiție a exercitării controlului asupra individului. Cu o zi înainte de această plenară, fusese adoptat decretul 83, prin care exploatările agricole moșierești treceau în proprietatea statului. Decretul 83 este transpunerea în cadrul juridic a hotărârii a plenarei între 5 martie 1949, pentru ca pe urmă, tot în lumina documentelor respective, să vină rândul chiaburilor. Chiaburii, intrând într-un plan stabilit sau pus la punct de Vasile Luca, care era pe vremea aceea ministrul finanțelor, de desfințarea clasei chiaburești prin măsuri fiscale. Cotele obligatorii. Asta ce însemna? După sistemul paușal, în funcție de suprafața de pământ, trebuia să plătești o cotă de cereale sau, mă rog, produsul agricol respectiv, dar nu într-o progresie aritmetică, ci într-una geometrică. La un hectar de pământ nu plăteai 100 de kilograme de grâu, ci 300. Asta e progresia geometrică. Încât în toamnă, când venea perioada însămânțărilor, omul nu mai avea sămânță ca să regenereze, să facă plus valoarea pentru anul viitor. O stratagemă deosebit de ingenioasă, pentru că automat era introdus în sub jurisdicția legii sabotajului și făceai pușcărie sau canal, lagăr de muncă. Când au venit rușii, ne-am reîntors înapoi la colibrile noastre, la căsările noastre. Și atunci, iar au fost alte necazuri. Cote, probleme, prostii, cote de carne, cote de lapte, de cartofi, de grâu, de cereale, tot. A fost greutăt. Și apoi, de jurul ăsta a tatii, el a fost
mai subminat că era bogătaș. Și aici comuniștii vroiau tot timpul să îl închigă și să-i facă necat. Condrovicioan nu s-a predat la comuniști. Nicicum, nici cu colectivizarea, nici cu nimic. Și avea o pușcă, un zebel, care a fost pradă de război, de-a lui, de când a luptat în primul război. O pușcă semi-automată foarte, foarte precisă și bună. El a fost în echipa lui Șușman. Teodor Șușman. Dar a avut mai multe lupte. Și la o dată a fost încercuiți că pe jumătate o pușcă, el a scăpat Șușman și încă doi de-ai lui apropiați. Și nu s-au mai adunat. Sau s-au adunat, dar nu au mai spus la nimeni. Că cei la care spuneau, probabil că i-au trădat cineva. Până la urmă, s-a dus la pădurile, la un prieten de-a lui. Ala a fost vândut că îl ține acolo subținut, pe Condovișoan. În ce localitate? Aici, în păduri, spre Salaj. Și de acolo a fost silit și ala, slovacul, l-a vândut că era musai, că era cercetat și l-a strâns acum că îl ține pe ăsta dezertor. Și până la urmă l-a urmărit poliție și l-a împușcat. Satul Barbă este una dintre localitățile din județul Bihor în care au avut loc revolte țărănești în vara anului 1949. Ca și la Suiug, Arpășel, Tăut, Batăr, Girișu Negru, Talpoș, Chiraleu, Bicaciu, nemulțumirea sătenilor de aici era legată de impunerea de cote obligatorii și de organizarea gospodăriei agricole colective. Refuzul lor de a accepta colectivizarea prin acțiunea propagandiștilor a determinat din partea autorităților supunerea necondiționată obținută prin teroare. Ironia istoriei a făcut ca doi dintre cei executați în acțiunea de represiune a regimului comunist să fie urmașii celor uciși de unitățile de Honvez în anul 1919 la retragerea acestora spre Ungaria. Cam câte sate s-au revoltat, au trecut la rezistență în zona aceasta Crișana? În Crișana sunt 56 de comune. 56 de comune. Iar raportat la regiunea în care ne aflăm, regiunea Marghita, raionul Marghita, cum era, sunt 12 comune. 12 comune în care toate focare de rebeliune, că e un termen folosit de comuniști la vremea respectivă, așa apare în documentele de arhivă. Represiunea este imediată. Revolta ține doar o zi, maxim două. Pentru în următoarele două, trei ore, miliția, securitatea sau armata deschid focul asupra demonstranților, asupra rebelilor. Avem 6 execuții publice, execuții demonstrative, pentru a băga spaima, frica în restul populației. 17 răniți. Dau un exemplu, satul vecin Suiug, unde șeful securității din Marghita, Costin, de frică deschide focul, foc de mitralieră, rănește 17 oameni și ucide pe loc 2, între care chiar din satul Barbă, pe Ioan Farcaș. Există solidaritate între sate, satele fiind și foarte apropiate ca distanță, 2-3 km între ele. Comunicarea s-a făcut prin trâmbițe, prin tobe și prin clopotele bisericilor. Exista o comuniune de rezistență anticomunistă. O rezistență iscată instantaneu. În 1949, vis-a-vis școala din sat, a fost o sărbătoare câmpenească, la care au participat tinerii din satul Ghida, Săldăbaș și satul Barbă. Pe la orele după amiezii, pe la ora 5-6, s-a auzit ceva gălăgie în deal la Ghida spre Suiug, că ar fi ceva probleme la moara de margine.
că s-ar fura curelele de la moară ca să nu poată să macine grâu pentru făină, pentru țărani. Tineretul, băieții de, care se distrau, au plecat în fugă spre moara de marginea. Când au ajuns în apropiere, nu a fost nicio problemă la moara de marginea, ci s-au dus la Suiuc. La Suiuc ce era? Era o veniți membri de a Partidului Muncitoresc, cum era atunci, ca să facă colectivizare și să dea drumul la Batoze. Era condiționat să dea drumul la Batoze dacă se înscriu oamenii în colectiv. Oamenii nu vroiau, sigur, eram 49 când presiunea nu era așa de mare, nu vroiau. Și atunci au început discuții contradictorii că nu le dă drumul la Batoze, au început cearta între delegații care au fost. A fost o zarvă și o strigăciune pe aici, că de la noi se zice așa, păi se dea lua la Suiog. Și aici au fost, dacă nu rog cu el s-a dus târziu. Au început discuții contradictorii, lumea s-a răzvrătit ca seara să vie armată. Au venit camioane cu armată, cu ce au fost îmbrăcați. Lumea a început să arunce cu pietre, să dea cu bâche, cu pari în mașinile lor. Lumea nu s-a liniștit, sigur. Acum a fost, pe care i-a pușcat, pe care i-a bătut, i-a nenorocit, i-a luat și i-a dus și acolo bătaie. Printre oamenii care au fost împușcați de la noi din sat au fost fratele meu Farcaș Ioan și Floruț Florian, care venise din lagăr, deci au făcut războiul și lagărul și nu au fost împușcați și acolo au primit 4 cartușe în spate și au murit. A avut el un frate, Fecior, Giurca, dacă îți aduce aminte de Giurca. El era așa mai utic, așa este un om, și bătrân. Și l-a luat pe el și ăsta nu lăsat după ei. Când l-a apucat și când a venit acasă, așa a venit acasă. Deci ăsta a mori. Și nu a murit, o trăit. L-a dus la doctor. Nu i-a făcut nimic, doctor, medicul, că mă ce zice, vă spui domnească. Și a răbdat. Noaptea, pe fratele meu l-a adus colegi de-a lui care nu au fost împușcați, l-au adus în spate. Deci peste deal, de acolo sunt cam 3 km. Vă închipuiți că atunci nu erau salvări, nu le-au dat voie cu nimic, l-au adus în spate până acasă. Ca și copil m-am trezit că era în casă plin de oameni. Pe fratele meu a venit un felcer care era în concediu, Petruț l-a chemat, era lucra la spitalul din Oradea, a venit și l-a pansat. Fratele meu a fost împușcat în mâna dreaptă și în burtă, a fost parte intestinele în 20 de locuri, s-a zis, la operație. Fratele meu era conștient, nu i-a dat voie la taică meu să meargă cu el la Oradea, că a zis că îl arestează și pe el dacă merge. Și atunci a mers un uindamneu. S-au urcat în tren, s-au dus la Oradea. Toți oamenii care au mers din satele astea, care s-au urcat în tren la Săldăbaș și Marginea, când au ajuns în Oradea, inclusiv Pop Emil, care era student la drept, în timpul ăla au fost arestați, duși la siguranță și interogați. Fratii meu și cu Floruț au fost duși la spital. Fratele meu a fost operat. După câteva ore de operație, spun martori colegi de salon, s-au sculat din pat, și-au rupt legătura care era, deci bandajul care era la operație, au fugit pe coridor și au zis că unii spari să omoare evrei. Asta era atunci Jidovi, cum zicea. O căzut jos și a murit. Peste lupta de clasă,
clasic, eu știu, creionată de ideologia marxist-leninistă, aci s-a suprapus și cu problema națională. Pentru că cel mai mare procent de membri ai Partidului Comunist Român, PMR, între timp, când 48 în februarie devine PMR, erau alogeni, aparținând etniei maghiare sau evreiești. Duminica următoare, la orele dimineții, deci putea să fie ora 5, satul a fost înconjurat soldat lângă soldat. Satul e mică, se vede. Nu a avut voie să iasă din sat absolut nimeni. Cine a vrut să iasă din sat a fost arestat și dus la camioane. Camioanele erau aici din jos de biserică și la șoseaua. De ce au venit camioanele? Au venit să aresteze pe oamenii care au fost rebeli, care au scos batoza. Știți cum a fost? Că era și atunci cotă. Cotă. Și aveam cerealele tăiate, adică atât cum se zice, grâu. Și batoza lui Cherege a fost închiriată aici, la noi. Dar a fost repartizată la margini. Pentru ca să nu facă... Știți cum e? Să nu mai... câștigi un kilogram de grâu sau cineva cu arecuva. Și apoi noi când am auzit, iar am tăiat grâu, am avut și ne trebuia pâine ne trebuie și atunci. Noi când am auzit, atunci toată lumea s-a băgat pe ocolul lui Cherege. Toți din sat, că acum nu mai fost, a fost un bugăț atunci, toți din sat. S-a băgat acolo și am prins batoza și am scos afară aici sus la șoseaua. Acolo era un teren, cum se spune, Temeteu Jidovesc. Temeteu acolo și acolo era grâu tăiat, grâu adus acolo și tot numai. Și putem și trăierăm. Acolo a fost o agitație, era chiar în zi de duminică. Chiar în zi de duminică. Și era o agitație pe bază că atunci era acolo și președintele și toată gașca era acolo. Cazul familiei Chereje, Chiaburi, cum au fost ei socotiți prin prisma luptei de clasă, care avea niște criterii stricte. Dacă aveai pământ, mai mult de 3 hectare, dacă aveai un cazan de țuică, o batoză, unelte agricole, un inventar agricol, în general erai catalogat chiabur. Familia Chereji se regăsește multiplicată la nivelul întregului Ardeal, sau la nivelul întregii țări, pot să spun. Eu am fost fugar 7 ani. Eram condamnat în lipsă de regimul comunist, fiindcă mi-am manifestat credința mea în Dumnezeu și am cerut oamenilor la săptămâna patimilor din 1948 să nu participe la mitinguri și la ospețe, fiindcă e săptămână de doliu pentru noi creștini. E, asta a fost una dintre vinovățiile mari. Dar vinovăția cea mai mare pe care am avut-o și care mi-au imputat-o e cum am avut curajul să înfrunt o securitate atât de perfect organizată și să fac în așa fel, să induc în eroare atâta lume ca să nu poată niciunul să aibă curajul să mă denunțe. Familia Chereje, care deținea o batoză, sunt obligați să trăiere grâu, snopii de grâu în satul vecin. Asta însemnând încercau să îi împiedice să fure, cu ghilimele de rigoare, să fure grâu, să-și facă o rezervă. Motiv pentru care țărănimea săracă, care lucra zilieri la familia Chereje, rude fiind cu familia Chereje, se răscoală. Scot batoza din curtea omului și o duc în țarinile proprii, de unde activiștii de partid, prezenți
trimiși de la raionul Marghita, prezență în comună, anunță securitatea. Principalii actori sunt femeile și copiii, fiindcă bărbații erau în câmp, la muncă, în țarină. Țăranii au întotdeauna acest bun simț, care știu ce înseamnă să apreciezi vinovăție sau nevinovăție, să apreciezi credință și necredință. Și eu am stat într-un sat care pentru mine e un sat erou. Aproape 5 ani în întregime am stat în satul Husaseu de Criș, unde nimeni nu m-a trădat. Ziceam eu că nu mă știu decât câteva familii înrudite cu mine, dar după ce am fost arestat, s-a arătat aproape jumătate satul știa de mine. Și nimeni nu m-a denunțat. O vrut și ducă de-a răbatoz atunci în sat, în stachisate și oamenii nu o lăsat și apă fost zarbă și între oameni și între tăți. Dânsul nu s-a amestecat roman, chiar e roman. El a zis, oameni buni, lăsați, nu mă amestec, nu vreau că eu știu ce urmează. Și pe când s-a făcut, o durat așa, un jur, o jumătate de oră, o înconjurat, toată casa i-a înconjurat armata. Probabil s-o temut că a fugit sau nu știu ce. Și l-a luat și l-a dus. În drumul țării, la camion, acolo. Și apă care, cum i-a putut strânge oamenii după sapă, pe care i-a aflat că fugi încoace, încolo, i-a luat și i-a tădus acolo. Și când a fost prin camionul, o mărs și-a zis, cine-a zis, drobea de mărdit a fost ala. L-am știut până-i lume. Că l-a luat și pușcat. Că zice, măcar veniți cu noi și căutăm partizanii. Și-a zis un om mic, dacit în sat, Druța Gavril, o chema, mă duc eu. Nu, zice, hai tu, mă, escrocule, porcule, hai tu cu noi. Și l-a scobor de mașină și-a trecut-o un gărduleț și-a mărtat și pe șoseaua, în râturi. Erau cărarii care merg la mor. Și l-a pus așa în cărarii, l-a dus până acolo, ce știu ce-a făcut până acolo, nu, așa a stat în cărarii murtă și gândiți că îl văd cu picioarele acolo și cu capul în coace, pumnii așa era înfăcat și gura dăștisă și plin de sânge închegat în gură, că i-a dat glonțul pe aici și bă, seama, o ieși sângele în gură. Tătă era plin de furnici și de tăchi acolo în gură. Și după ce l-a omorât, și-a strânzit tăchi borturile lor și cu tăzi oamenii care i-a strâns, i-a dus și i-a băgat într-o pișniță mărdita. Și apă acolo i-a bătut cât o vrudi. Cine a fost așa, ei știu, Dumnezeu știe, nu știu. Tăticul meu, doamne iartă-l, a stat ascuns într-un pod la o femeie acolo aproape, dânghi l-a pușcat. Și l-a văzut și când l-a pușcat și a văzut toată mișcarea și când o pleca ei, dar nu a avut curaj să scoboare jos. Și-o măr și-o zis, Aveta, du-te acasă la muiari și-i spune că romanii împușcat, cum merg la moră pe cărari, stopi la modior, zice. Că așa ziceam noi, erau vas acolo cu apă și ce întopilă că tăie. Și atunci a venit în sus și eu mă jocam ca copil acolo, că eu îndâmbulesc pe deal. Și a venit și a zis, inimă ta, în casă, e cheamă în coci. A venit, zice, mereși și spuneți, la maica lui treia lui Romanu Chereje, asta cu împușcatul lui. Și m-am dus eu cu măicuța și i-am spus, și nu, poștii și soția lui și copiii tăți erau în casă. A început la plâns ăla și-a luat un cearceaf și-a mers acolo și-a pus peste el. Și peste două ori, trei maximum, au venit ce știu cine de la Mărnita și au zis că în două ori și fie dispărut de acolo și fie mormântat. Așa l-au pus în car, nu știu cine l-a dus cu car, cu cai l-a dus și l-au aruncat într-o gropuță atâta, cu un lipideu învăluit care l-a pus măsa pe el deasupra. Așa cum a fost îmbrăcat într-o gropă, nu m-a tătucat, nu mă mir cum l-a scos câine afară. Asta a fost viața lui și vai și amar. V-ați înscris în colectiv? Cum a fost? Da, mi-am scris în colectiv, că am fost elit. Eu m-am scris ultimul și a fost persecutat foarte rău. M-au făcut caricatură pe la cooperativă, pe păresc pe aici, că... în chip și fel. Dar până la urmă n-am avut ce face, m-am scris. Eu stăteam ascuns într-o casă țărănească scundă, cu două camere, cu niște gemulețe mici.
și în care nu intra soarele, că erau gemulețele mici. Și de aceea, într-o primăvară, crezând eu că nu mă vede nimeni, am deschis ochiulețele mici de sus de la fereastră și mi-am scos mâinile care se decoloraseră în timpul iernii și a faptului că nu m-am întâlnit cu raza de soare. Mi-am scos mâinile și le învârteam cu bucurie sufletească a mea personală. Ziceam că nu mă vede nimeni și aș fi vrut să iau tot soarele cu mine în casă. Și după o vreme, stăpânul casei, care era frate cu tatăl meu, l-am văzut puțin abătut și mi-a spus, ce, ai făcut niște gesturi care te-au trădat. Ți-au trădat prezența și nu știu ce se va întâmpla. Și eu m-am cutremurat. Ce mi se va întâmpla? Ce anume? Și mi-a spus că atunci când eu mă învârteam mâinile la soare, vecinul care era în podul grajdului și-a ridicat pentru aeresire o țiglă, a văzut exact mâinile mele și a rămas surprins. Și cum eu n-am făcut numai într-o zi lucrul acesta, l-am repetat și poate ziua a doua, a treia. Și atunci i-a spus unchiului meu, uite ce am văzut, dar să știi că supărat pe tine că nu mi-ai spus să fiu și eu apărătorul lui ca și tine, nu era nicio rudă cu mine, era un simplu țăran pe nume Gheorghe Druga, care l-a avertizat pe unchiul meu și să știe că de aici încolo și el mă păzește.